acum dimineață mi-am spart un pahar din cristalile ale mele de Bohemia, care mi le-am adus din Ungaria de când am ciordit de la autocarul ăla de polonez sau nu știu ce-o fost. Și așa de nervosul de numa. Iar bai am zis la botul: tu, cristalul ăla de Bohemia, nu numai că-i valoare financiară, ăla e o valoare sentimentală. Bun cu mine. Eu întotdeauna când mă uitam la paharile alea, mi-aduceam aminte cum am deschis ușa la mașină, cum am luat coletile de acolo, încărcătura, tătau, toate fazele. Acum am luat cana asta de ceai, de aici, de unde se ține vasele spălate și paharele la stoc. Acum să vă arăt eu, să nu ziceți că sunt nenorocit. Fiți atenți aici, să nu ziceți că sunt nenorocit. Deschidem ăsta, fiți atenți. Câte pahare vedeți voi deosebite? Una la mână. Mergem mai sus. Uitați pahare deosebite. Uitați. Și mai sus însă astea de ceai, capea, nu știu ce e acolo. Înțelegeți? Cristalele de Bohemia e acolo în iaz. Asta e de whisky s-amestecate. Când mare câmnic. Înțelegeți? Voi, ca să-mi dați dreptate mie, acum, în momentul în care eu sunt nervos, să-mi dați dreptate, așa se ține pare. M-ați văzut voi vreodată pe mine să beau din ulcica asta de porțelan cu aur pe ea? Nu m-ați văzut. Mă tem că mă tai. Păi nu m-ați văzut, măi oameni. Păi dacă nu m-ați văzut, e tatanețul mondialul. Păi dacă nu m-ați văzut, mă. Oi, optica jos. Chie. Ce mă pace? Tatanețul mondialul. Sta să iau ticiorul că să duci în brența. Păi cum, mă, omii, mă? Vedeți, nu are curaj să mă iei de acolo. Păi dacă eu zic la Liana, tu, Liana, ia mami asta de aici. Uite, de ăla de cafea. Uite, mai botă, ia mami ăla de acolo. Ia mami câinile neste nimic. Mă uit să nu șie plicuri. Ia mami ale de acolo. Ia mami ale de acolo. Pe mami, tu, veveriță, nu mai sare. Pe mami, tu nu le iei. Pe tu, vrei să-mi sparg eu paharele mele? Panatinaie, cos greculos. Vrei să-mi sparg eu paharile mele? Eliana Mare. Păi dar nu merge așa. Atatie, tata. Ata, valore. Acum, toate blidile. Ale pare chero. No. Păi, Ioliana mea frumoasă. Ca la greci. Eu fac loc în casă. Altă mare. Asta mă tem. Asta ce te-a mai tata? Eu fac loc în casă, Liana. Asta cred că era pentru dulceață.
să pui dulceața în el. Să pui dulceața în el. Capacul mă te... parcă mă tăi la deget. Nu. Și acum nu mai este. Și acum să vedeți loc frumos. Loc frumos. Și o să fie acolo pentru pahare. Înțelegeți? Acum o să fie loc frumos pentru pahare. Eu merge mai cu din astea așa. Trag în, că zis că nu știu ce din ăla set primit de la mătușa sa. Na, o făcut tata totul setul. O făcut tata. Pe acolo trebuie să fie fain, frumos. Loc, uită. Ale de Bohemia, ce-o mai rămas din ele, din astealte, ce-o mai rămas, dacă nu le spar și ele și mă duc să cumpăr alte pahare. Înțelegeți? Când eu mai vin 2-3 sugaci urâți la mine în casă, uitați cum trebuie să fie tata. Arunc tot. Stă în sărină botul. O așteptăm pe botul să o prindem cu camera ascunsă de tata. Che tata amola. Sei una cosa. Brutto cielo, da onde stai? Onde umbli? Ancora non sono andato, certo. Ah. Bine, dacă v-am fost în gură, m-am ajutat. Bine. Trece la? Nu. Hai. Stai că acum vei, uite ăla cu drujba iară, mă, nenorăce aștia. Acum a trimat Diazul pe el. Să aruncă astea, să nu vă dau con așa câte țigări am fumat. Tata. Dă-i cu drujba, tragă măta. Dă-i cu drujba. Așa mă șarută pâlța. Cât aici? Îi sparg eu paharul pentru... Bă, tu ești prost la cap, ești nebun cu capul. Ți-am spus nu mai sparge și nu mai strica atât. Le-ai folosit tu astea vreodată? Uite, bă, Simon, lasă-mă-ți bajul de tăti lucrurile. Pe paharul de Bohemia. Paharul de Bohemia. Pentru a la aia să zic că... Nu se sparge, nu mai ai nevoie, le dai, le faci ceva cu ele, dar nu spargi joc de tăti lucrurile. La cine să le dau? Că nu bea nimeni, că îți ia ele pe vremuri. La cine să te dai? La set nou pus în gură, că așa îți vine ție pe pitici pe cap. Păi le-ai ținut, uite-te cum sunt paharele pusă. Du-te, bă, Simon, deci tot ai stricat, tot ai stricat în casa asta și tot ele arunci la lui cu... Că tu ești șmecher. Știe tata. Ce știe tata? Că ți le iau într-o zi și ți le arunc pe tătii. Deci tătii le-ai prăpădit. Absolut tătătă, tu arunci și strângi. Îngânești că vii pe bandă rulantă altile. Paharul meu de Bohemia. Ce paharul tău de Bohemia? Cu tătii așa faci, absolut cu tătii lucrurile. Tu ai văzut câte pahare mai sunt din tătii seturile? Păi da, că tătii le arunci și le spargi și le spargi. Dar astea, pulile astea, de ce le-ai ăsta lăsat acolo? Ce să fac cu ele? Să le frec? Ce să faci cu ele? Sie, dacă nu mai strici ceva nici, așa, arunci cumva. Ușor. Știi ce? Așa rămâi cu chiloză de pe tine rămâi. Da? Ușor. Ție, tata. Tot ai aruncat. Farfurii, tot. Ce farfurii? Ia le nouă farfurii. Farfurii noi, nouțe, de... Farfuriuțele. Câte seturi de farfurii mi-ai aruncat și mi-ai dat? Că așa ți-o spui la tine că nu mai e chelir al farfurii. Ultimele le-am dat setul la Petrică. No, și ce șmechere ai făcut? Ce șmechere ai cumpărat? Altele mai bune? Da. Serios, nu mai spune. Păi n-am cumpărat ale pătrate. Eu nu, bă, sunt mai bune alea, ca și alea care le-ai dat. Bă, tu nu te înveți niciodată. Tu nu vezi că lumea evoluează, tu nu mai evoluează. Învață-te să ai grijă. De ce ai să ai grijă? Nu să-ți bagi joc. S-am zis, când îți bagi joc, de ce mai rămâi cu ce din ele din 2000. A, omuleț. Le iei și le dai, nu le spargi. Da, oare, că și ție-mi dă cineva. Și ție-mi dă cineva. Uite, set nou, nouț, care se dau 7 milioane cu un set din ăsta. Tragă eu. Tu îl spargi. Tragă eu. Tragi în el. Și ce, mai, cine nu e bun, dacă deja ești prost. Hai, tu lasă-mă cu tăchea astea.
acolo s-a dus, acolo trebuie să fie paharile de șampanie, paharile de whisky și... Faci atâtea, că s-am permis și s-am dat faci. De-aia faci atâtea. Că alta îți dădea în cap și nu mai făcea nimic. Și ea zbura de mai cam. Da, că tot de-aia nu mai pot-o, că zburam de la Italia. Nu știu care zbura mai repede. Câta bătaie de joc să moră dacă... Tu ce-ai bătaie de joc, ta mâine, vezi că puteam și te pun în vitrină. În tot ce fac numai bătaie de joc. Media te pun în vitrină. S-a zis aici, dacă eu n-am reparat beculețul, să ardă frumos. Ai reparat un cap asta. Nu ai știut numai să scârci, ai știut să... Cablul de la curățire l-a reparat. Aia, singur a reparat și a făcut-o. Dacă am dus să fac un lucru rău, las să fac eu, că eu știu să fac, că tu ești săran, că nici n-avem dreptul să deschizi gura, să facem prin cazul altul. E făcut și în casa asta. Șepti, de șepti ori ai zicrăvit și de șepti ori ai făcut un lucru și îl pun la urmă de tot. Deci, ultima tentație care am dat-o pe pareți și pe gros, nu-i bună. Da. Zic că dacă nu mă apuc, gen repede. Banii aruncați. Numai aia ai făcut, ai aruncat banii. Și văd că nici am unul, deci încă nu te-ai învățat. Tu cum primești un banc și te-a pus să-i tutul, pe internet, bani. Deci tu încă nu te-ai învățat. Și dacă nu te-ai învățat, nici nu-i primești. Deci învață-te să ai grijă de ei. Dacă îți vin banii, fă-ți ce trebuie să faci. Nu te-a apucat să te fluturi la oameni de cu banii tăi. Că e fluturat și nu văzut de ce ești stare. Așa cum zici tu, lumea evoluează. Nu mai du-te și tu înainte, nu te-ți opri pe loc. Deci vrei să-mi iau iarăși scurile să plec în străinătate la treabă? Ce zic eu și ce să le spun? Spun! Uită-te tu, aici e pentru parcuri, e pentru ele, nu că să le împui tu paharul mie de cristal acolo, să-l scăp eu jos, să-l sparg, când iau un labă. Alea trebuie limpăzite, bam, 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 bam și înapoi. Nu mâncați tu mie vitrina să tragă de o greutate pe păreche aiurea. Să-mi tragă. Eu sunt bandit. N-ai bani la sud din mii. Nu te prostesc că aia la care îți dai bani. Mai joc? Nu mai joc. Mai. Și eu prostesc până amul. Tu mai joc? Nu mai joc. Ia nu te prostesc, că tu ai poșmeche. Dar nu mă-i Mom. Cine e ca și mine? Mă uită și de ciudă, n-am să scot aurul din amanet. Nu știu cum să spun, că eu atâta stau și mă gândesc tot la aurul ăla, că rămân eu cu ceva din el. Stai liniștit că nu mă aștept să rămân cu nimic. Eu după ce îl scot și vă vedeți că dau o chile de aur, de-abia aștepta să după cum te văd, chiar mi-a luat gândul de la el. Așteptați să mor. Cum vă vedeți cu două tine? Nu aștept să-l scoți ca să-ți faci treaba. Tu aștept să-l scoți, o pui pe tine să-ți faci video-uri. Hei, mama! Ce-o faci? Aia, numai ca să te-l pui pe tine să-l vadă lumea că l-ai scos. Hai, lasă-mi o vacanță cu ștorile tale. Lasă-mi cu nu sunt de sex, pur la fac. Nu ți-am zis, cred că te-ai născut pe lumea asta să... Ce-i cu căia asta? Ea lui Petrică. De ce? Păi eu lăsat-o nevastă sa când vine să-i o dăm. Nu, și o venit. O venit? Nu, am făcut ce să intre. E la ușă? Extraordinar. Radio o oră mi-a lăsat-o.